Alo? Alo? Bă, e cineva pe aici, mă? Mai trăiește cineva? Bogdan? Bă, mai e mă cineva pe aici, mă, pe aici? Hello? Oh, salut, bă! Ce faceți, mă, acolo? Băi, știți că e treaba? Mă uitam și să văd dacă mai e Bogdan. Mai știți ceva de el, mă? Și de ce? Că nu mai pot să mult pe YouTube, mă, și vreau să văd dacă mai e cineva pe aici, că de vreo 6 luni încoace iar n-a postat nimic pe YouTube ăsta și vreau să văd ce faci, dar văd că nu e nimeni nici pe aici, văd că nu e nimeni, dar ce-o fi cu el, habar n-am. Ia, văd că are fundal de vlog, cred că face el ceva. Habar n-am acum dacă mai face, că de făcut fundal, văd că și-a făcut, dar vedem pe viitor. Bă, nu știu ce să zic. Dacă nu știți de el, n-am nimic, am să mă caut acum. Băi! Bogdan! Hello! Bogdane! Mai filmezi, mă, de YouTube? Hai, mă, nu fi boschetar, zi, mă, și tu dacă mai filmezi. Băi! Și bine m-am regăsit la Epic Army după atâta timp în care n-am mai postat. Nu știu cum pot să fiu așa de bucuros, dar uite că se întâmplă. Și nu, nu sunt bucuros că n-am postat, ci sunt bucuros că m-am întors, pentru că știu că multă lume m-a rugat să mai postez, să mai fac și uite că în sfârșit am revenit. A durat ceva, dar am meritat, pentru că într-un fel sau altul a trebuit să fac modificări. Mi-am mai schimbat un pic setup-ul, am mai făcut niște modificări și la partea de editare. Acum mi-am schimbat și un pic intro, am făcut oarece modificări și la videoclipuri și după cum se poate vedea, mi-am făcut și un mic fundal de vlog, pentru că toate clipurile pe care le-am făcut erau prea seci, erau doar pe un simplu perete și era prea gol și m-am gândit să-l fac un pic să-l decorez și am făcut și un mic fundal aceea, două chitare frumoase, pe Speedy Gonzales aceea, avem și un citat foarte frumos care spune că nu sunt ciudat, sunt ediție limitată. Avem și poză cu doi delfini aici, e foarte fain. Și da, am făcut ceva modificări pentru că era nevoie. Pentru că de 2 ani de zile am menținut așa un format ăla mai sec și era nevoie să mai vin cu ceva nou. Și astfel am revenit începând de astăzi. O să postez, cred că, o lună de zile și de data asta vorbesc serios. Vorbesc de o lună de zile pentru că vedem, deocamdată decât pe o lună m-am hotărât să postez, vedem ce se întâmplă în luna cealaltă. Dar în orice caz, hai să începem clipul pentru că avem foarte multă treabă astăzi. De când a început anul, am adunat fel de fel de clipuri, o groază de prostii, proști, să nu mai zic de proști, și bineînțeles multe faze epice. Așa că hai să începem că avem multă treabă! Și ca să păstrez registrul cu tâmpenii și prostii, o să încep clipurile astăzi ceva mai exploziv. Toată lumea știe că atunci când sunt sărbători, și mă refer la sărbători de iarnă mai ales, toată lumea știe că atunci când sunt sărbători, din casele românilor nu lipsesc băutură, tone de mâncare, și când mă refer tone, mă refer la tone de alea masive, singura casă și petardele, mai ales petardele. Atât de multe petarde încât foarte mulți nici măcar nu au apucat să aibă așa ceva de revelion. Și ca să nu cedeze sub presiunea celorlalți și să se simtă cumva inferiori, improvizează. E, și uite așa se dau petardele sau artificiile la moldoveni. Nu-mi dau seama dacă este filmată în România. Dar dacă este filmată, atunci tot respectul, tată. Ce să mai dai bani pe petarde, mă? Pui mâna și iei o scândură și bați acolo până când sar capacele. Și dacă scândura nu te mulțumește pe deplin, iei o scândură, te iei de curul nevastă ta și începi să o bați până bubuie. Băi, fraților, sunt anumite zone din țara asta în care pesta porcină, cea de anul trecut, nu a ajuns. Și astfel foarte multă lume a reușit să ducă tradiția mai departe de a tăia porcul
fără să aibă probleme. Știi ce m-a amuzat pe mine mai așa mai tare? Momentul ăla când trebuie să prinzi porcul, îl scoți din coteț, el iese afară înfricoșat și tu fugi după el. Și după toată treaba asta, tot el te prinde. Și te prinde de spate. Băi, ești prost? Ăla avea doi porci? Ai doi porci și ți-l numai pentru tine, mă. Păi normal să te fugărească purceaua șefă, pentru că și așa a dat seama că ești un porc. Și apropo de porci, ia uitați-vă la următorul clip în care puteți observa un porc care trăiește deja în 3K19. Cred că porcul s-a adaptat vremii în care trăim și ca să nu mai fugă pe propriile picioare când este tăiat, el va fugi cu mașina. Mai ales și cu pesta asta porcină, cred că a făcut o alegere mai bună. Și dacă tot am adus vorba de petarde și bombe, ia să vă arăt cât de departe poate să ducă prostia și imbecilitatea unui om. Să ajungi în stadiul ăla tâmpit, să-ți bagi o petardă în gură, că doar cât de rău poate să fie. Cu, davai, zrăvaie. Da, s-o urat. Bă, nene, tu chiar ești topit la cap? Cum mai va să-ți bagi petarda aia mai ieșea prinsă, logic, să-ți o bagi în gură? Adică, na, nu pot să înțeleg treaba asta. Și știți ce este cel mai culmea în afară că și-a băgat-o în gură? Faptul că mai are dinți după ce a bubuit. Cu, davai, zrăvaie. Da, s-o urat. Bă, deci a nebunit lumea efectiv cu fazele alea în care bagi o petardă sub un anume obiect și drept rezultat explodează sau ia foc. Adică ceva de genul ăsta. Dar mai șosea, mă, mai șosea puțin. Pui replica și și fugi, bă. Mă, lasă că nu ai treabă cu mașina. Nu-i bună, mă, bricheta aia. Pune căciula, repede. Nu mai pune.
A explodat căciula aia ca și capul meu după ora de chimie. Poftim ceva de lucru dacă vrei să-ți pui mintea la contribuție. Dar stați că petrecerea nu este gata. Mai am pe un dobitoc care s-a gândit să bage o petardă sub un ceaun. Că doar, na, cât de rău poate să fie. Să mai spui tu că nu există minți bolnave pe lumea asta. Și din păcate, uite că mințile bolnave ajung să aibă acces și la internet, acces la diverse activități și aplicații și, bineînțeles, ajung chiar să ne și conducă. Mai nou! Și închei clipul de astăzi cu o pisică care s-a săturat de binerea de un copil gărăgios și s-a gândit să-i pună capăt. Legenda spune că și acum copilul se află în dulapul acela. Dar comparativ cu alții care am văzut noi până acum, pisica asta măcar a ales o metodă mai bună să pună capăt lucrurilor. În loc să-l bubuie sau să-l bată sau să explodeze ceva, e atât totuși, că era mai civilizat. Dragilor, ăsta a fost clipul și de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, uitați să împrășteați clipul peste tot, să vă abonați și să activați și notificările ca să fiți la curent cu tot ce postez. Eu am fost Bogdan, mersi că m-ați urmărit și astăzi și ne vedem data viitoare la un nou video. Salut!